I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Bună, dragilor, și bine ați venit la un nou vlogmas. Astăzi vreau să filmez alături de voi cum desfac un calendar advent. Am un calendar advent aici cu produse beauty, Deluxe Beauty Calendar Advent, așa că vreau să desfac alături de voi. Nu prea este foarte bună luminozitatea, nu știu de ce. Bine că este și foarte târziu când filmez eu acum, este undeva la, cred că este 10 și ceva, 11. O să auziți și pe Sara, bineînțeles, că altfel nu se poate, așa că nu o să mai lungesc vorba și o să deschid repede calendarul ăsta ca să nu mă lungesc prea mult. În plus de asta urmează să o pun și pe Sara la somn, așa că o să vă arăt în mod rapid ce se află aici, cam așa arată el. O să-l desfac. Am pus aici și moșul lângă mine ca să fie un cadru așa mai crăciunistic. Da, deci calendarul advent cam așa arată. Cam așa arată el. Îmi place că vine așa cu cutiuțe așa pe care le pot refolosi. O am și pe Sara care a văzut calendarul advent și vrea și ea. Și după cum puteți observa, nu sunt toate numerotate. Vedeți că și scrie aici. Este și cu scris. Deci așa că nu o să mai lungesc vorba și o să desfac, pentru că sunt foarte, foarte curioasă, mai ales când văd cutiile astea așa mari. Sunt curioasă să văd ce se află. Și o să încep cu numărul 1 care se află aici. Și să vedem ce se află în numărul 1. Avem o mascara. O să și desfac puțin să vedem cum are pensula. Da, îmi place, să știți că îmi place cum are pensula. Eu în principiu genul ăsta de pensule folosesc. Dar probabil că o să fac un clip în care o să testez toate produsele care se află în acest calendar și să vedem, să ne luăm o primă impresie împreună, să vedem cât de bune sunt. O să trec mai departe, numărul 2. Să vedem ce se află la numărul 2. Aici avem un creion care are 1,2 grame. Stai puțin, mama. Da, nu o să pot să citesc, să vă spun, pentru că Sara plânge. Deci este un creion. Eu folosesc creionul ăsta la zona interioară a ochiului. Deci, da, îmi place și ăsta. Da, mă cam încurcă moșul ăsta. O să trec la numărul 3, care... Bravo! Haideți să vedem ce se află la numărul 3. Numărul 3. Wow! Și avem un gloss. Cam așa arată el.
Și cam asta este culoarea. O să-i fac și un swatch. Cam așa arată. Pe cameră se vede mult mai deschis, dar nu este. Este un maro închis. Aproape la fel ca cel pe care eu l-am pe buze. Deci îmi place foarte, foarte mult culoarea. Sper să și reziste pe buze. O să mă chinui puțin să filmez pentru că Sara deja îmi scoate toate cutiuțele. O să trecem la numărul 4. Poftim! Numărul 4, care conține un contur. Avem un contouring, parte închisă și una mai deschisă. O să facem un swatch și la acest contouring. Și o să-i fac și la capătul celălalt. Vai, îmi place foarte, foarte mult. Sunt atât de cremoase. Chiar nu am genul ăsta de contouring. Așa că abia aștept să le probez și să mă și machiez cu ele. Nu știu de ce le-am băgat înapoi. Trebuia să le las așa ca Sara să se joace cu ele. Așa că o să le scot în mod rapid, să îi le dau Sarei să se joace. Și o să continui după. O să trec acum la numărul 5. Să vedem unde este numărul 5. Aici. Scot numărul 5, să vedem ce se află. Este o cutie foarte, foarte ușoară. Da, și avem un burețel, un mini burețel. Cam așa arată el. Bănesc o să se umfle puțin în momentul în care o să-l ud. O să trecem la numărul 6. Numărul 6 conține un... Mă scuzați, dar sunt și cu Sara aici și mi-este puțin greu. Un lip balm. Să știți că eu folosesc foarte, foarte des. Și... Nu are niciun miros, dar este binevenit. O să trec mai departe la numărul 7. Să vedem unde este numărul 7. Aici. O să-l scot. Numărul 7. Care este un gel pentru sprâncene. O să-l și desfac. Sunt curioasă, de aștept să le și testez. O să trec mai departe numărul 8, care se află aici. Să știți că nu mai știu prețul la calendarul Advent, dar o să mă uit pe net, dacă nu o să uit, și o să vă pun și prețul. Da, mai avem aici un lip balm cu cocos de această dată, celălalt era cu migdale. Da, migdale, iar ăsta cu cocos. Să știți că mă bucur foarte mult pentru astea. Am rămas la numărul 9, care se află aici. Și bineînțeles, nu putea să lipsească rujul roșu dintr-un calendar advent. Avem un ruj roșu și este foarte, foarte roșu. O să-i fac și un swatch.
Cam așa arată el, este foarte, foarte roșu, îmi place foarte, foarte mult. Nu are niciun miros. O să trecem mai departe, numărul 10, care se află aici. Este ceva ușor. Și avem aici un contur de buze, tot roșu. Eu mă chinui să bag și cutiuțele înapoi. Cam așa arată el. O să-i fac și lui un swatch. Vai, deci îmi plac foarte, foarte mult. Sunt toate atât de cremoase. Sper să și reziste cât de cât în momentul în care le aplic. Abia aștept să le testez și să filmez un clip alături de voi în timp ce testez aceste produse. Numărul 12. O să trec la numărul 12, care se află 12. Să vedem ce se află. Wow! Cum a venit împachetat ăsta și cu o hârtiuță. Aici avem o pudră. Și chiar este nuanța mea. Și ea este la fel de cremoasă. Mă gândeam că este dintre aia prăfoasă, dar nu este. Este foarte, foarte cremoasă și asta mă bucură foarte mult. O să trec acum la numărul 13, care se află aici, 13. O să desfac imediat să vedem ce se află. Sunt niște bands dintre astea, nu știu la ce se folosesc. Habar nu am. Sunt 50 de foițe dintre astea. Lot din papier. Nu știu exact ce sunt. O să mă uit mai bine după și o să văd despre ce este vorba. O să continui. Numărul 14, care se află aici. Și avem o mini pensetă la numărul 14. Să știți că până acum sunt mulțumită de ce am găsit în advent calendar. O să trec mai departe, numărul 15. Unde avem din nou un creion de ochi, de această dată auriu. O să-i fac și un swatch, pentru că sunt... Wow! Eram foarte curioasă să văd cum se vede, este cel de aici. De ce ar focul sa camera. Îmi place foarte, foarte mult. V-am spus, îmi place mult de tot pentru că sunt cremoase. Acum o să trec la numărul 16, care se află aici. Numărul 16, care avem un... Un lip balm, care arată cam așa, și o să-i fac și lui un swatch. Cam așa arată. Să știți că îmi place destul de mult și acesta, pentru că mie îmi plac culorile astea maro, gen să mi le aplic pe buze, deci îmi place foarte mult și asta. O să trec mai departe la numărul 17, care se află aici. La numărul 17 avem un mini fard, la fel și el cu maro,
și particule de sclipici, exact cum îmi place mie. Sara, nu este voie, mama. Da, Sara deja a început să mi le arunce. O să trec mai departe, numărul 18, care se află aici. Aici avem un blaj. Să-i fac și lui un swatch să văd dacă este la fel de cremos ca celelalte. Da, la fel de cremos este și el, numai că nu este foarte, foarte pigmentat, ceea ce mie îmi place foarte, foarte mult. O să trec la numărul 19. Care la fel și el ascunde un creion maro. I-am făcut un swatch aici. Da, sunt plină. Și el îmi place. Numărul 20, care se află aici. Este foarte, foarte mic. Sunt curioasă ce ascunde numărul 20. Stați că nu știu de unde se desface această cutiuță. Am descoperit. Și ăsta a curs puțin. Este pentru zona ochilor, este cu sclipici. Nu știu cum să vă arăt pentru că deja m-am umplut, așa că a curs. Stau să-l pun deoparte pentru că dacă o să-l ia Sara, nu știu ce o să se întâmple. Acum o să trec la 21, care se află aici și la fel este micuț. Avem aici o ascuțitoare. O să trec așa în mod rapid, după cum v-am spus, pentru că Sara nu mai are stare. 22, care ascunde o pensulă. O să trec acum la 23, care se află aici. Iar după 24, ca să nu mai tot ridic advent calendarul. Deci, 23. 23, care conține un eyeliner. O să-i fac și lui un swatch. Îmi place foarte mult că este dintre ăsta gen Slow. Acum o să desfac și 24 în mod rapid. 24, care și el conține o palețică, la fel cu aceste culori maro. Îmi place foarte, foarte mult. Chiar îmi place foarte mult acest calendar. Chiar din punctul meu de vedere își merită banii. Chiar o să mă uit pe internet și o să vă las și prețul. Nu a fost foarte scump, de asta și spun că își merită banii. Nu mai știu exact când pe el, dar o să caut și o să vă arăt, o să vă spun de fapt cât. Eu am pus cutiuțele înapoi, o să le refolosesc. Îmi place foarte, foarte mult. Deci, ăsta a fost calendarul meu advent. Acum o să vă arăt toate produsele care au fost în calendar. O să le aranjez puțin și o să vi le arăt. Astea sunt toate produsele care au fost în calendarul advent, plus creionașele astea două de la Sara. Deci, absolut tot ce ai nevoie pentru un machiaj, mai puțin fondul de ten. În rest, tot ce ai nevoie. Da, o să merg să le pun în mod rapid la loc, pentru că altfel nu o să mai rămână nimic de ele. Așa că nu uitați, dacă v-a plăcut acest vlogmas, dați un like și abonați-vă dacă nu ați făcut-o până acum. Eu vă pup și vă îmbrățișez cu drag și o să ne auzim în următorul vlogmas. Sara! Ce faci, iubire? Spune pa!
spune pa.